Aceste ateliere de dramaturgie sunt binevenite după o pauză de aproximativ 15 ani. Știu că când se făceau pe timpuri aceste ateliere au participat mulți dramaturgi care acum sunt consacrați, cum este Val Butnaru, Constantin Cheianu, Dumitru Crudu și mulți alții, Irina Nechet, care au scris texte și au fost citite la aceste ateliere și după care au fost și montate în teatru și aceste piese au fost văzute, au fost ascultate și au fost apreciate. E un laborator destul de interesant pentru că descoperim nume noi. După 15 ani sunt convins că au apărut mulți dramaturgi, autori care vor să scrie și au scris texte, dar nu au fost auziți. Acum le dăm posibilitatea de a se exprima și împreună cu actorii, dramaturgii, regizorii să lucrăm la acest laborator și să vedem care sunt plusurile și minusurile acestor piese care sunt scrise. M-am oprit la piesa Watch Dogs de Lucian Băleanu pentru că mi s-a părut interesantă. Nu știu cum va fi montată, pentru că teatrul e acțiune, teatrul e eveniment, teatrul în spectacol e nevoie de niște personaje bine conturate. De asta sper că acest spectacol sau acest text va fi montat, nu știu în ce teatru, dar am ales pentru că mi s-a părut interesantă ideea acestor două generații care se învață una pe alta. Unii trăiesc cu amintirile, alții trăiesc cu viitorul. Sper să iasă o lucrare destul de interesantă, să placă textul celor care îl vor asculta și sper că acest text va fi montat în oricare teatru din Republica Moldova sau din România. Pentru mine, din punct de vedere profesional, este foarte onorantă selectarea textului Watch Dogs pentru a fi reprezentat pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău. Dar mai ales din punct de vedere sentimental, este extrem de sensibil, întrucât pe holurile și mai ales în culisele acestei instituții mi-am petrecut întreaga copilărie. Formația mea de umanist și mai ales dragostea pentru teatru le-am deprins de la oamenii de aici. Îi pot lăs ne considera primii și poate cei mai importanți ctitori ai celui care sunt acum. Profesor doctor de literatura română, fost secretar literar al Teatrului Mihai Eminescu din Botoșani și mai nou, iată, dramaturg. Și poate tocmai pentru că am crescut în teatru, știu cât de importantă este această apropiere a dramaturgului de scenă, cu toate atributele pe care le comportă un atare de mers. Textul scris rămâne oricum inevitabil ca formă artistică destinată lecturii. Cititorul va fi instanța supremă care va da girul valorii unui astfel de text literar. Altfel însă stau lucrurile în cazul valorificării textului dramatic prin reprezentația teatrală. Aici, pe scenă, în această simbioză mistică a ritualului teatral dintre autor, regizor și actor, se produce un miracol, o metamorfoză a unui text care prinde efectiv viață. Prin rostirea de către actor, prin imaginația și indicațiile regizorale, prin complexitatea tuturor instrumentelor de reprezentație teatrală, textul devine un organism viu care necesită perpetue ajustări din partea dramaturgului, pentru ca impactul asupra spectatorului să-și producă efectul maxim. De aceea mi se pare oportun demersul Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău de a duce și autorul textului dramatic alături de artizanii spectacolului de pe scenă, de a-l face și pe acesta părtaș direct la reacțiile publicului spectator.